Ministrul Educației vrea să facă ordine în manualele școlare. Declarația a fost făcută în urmă cu scurt timp chiar la minister. Liviu Pop acuză că în sistem până acum mafia a făcut legea. Astfel, șeful educației a anunțat că este nevoie de o lege a manualului. Lansăm în dezbatere publică săptămâna viitoare legea manualului școlar. Ne dorim competiție între autori de manuale, pentru că am văzut că timp de 20 de ani competițiile între edituri și vedem care este calitatea învățământului din România acum. În primul rând, elevii sunt cei care au pierdut, iar baronii manualelor s-au îmbogățit.